Am ajuns în România în mai 2014 și am început cu prestar servicii și după aia încet încet am găsit pământ în arenda și am crescut firma. Acum lucram 1400 de hectari și diferite și facem diferite culturile, gru, rapița, soia florașorului și l'olio de seminte. Astăzi împrestiam ingrașaminte Biofer 433. Alegerea asta a fost din experiența noastră să încercăm să prezervăm microflora de la teren și să aportăm și substanță organică. Fundamental e să aportăm nutrienti pe baza asta să se dezvolte cel mai bine planta. Noi acum împrestiam în cantitate de 500 de kg, un 433 de sostanță activă. Acum îngrașaminte împrestiat, vine împrestiat pentru o șola unde vine înființată cultura de florașorului și preconizam să semenăm în jur de 20 aprilie. Îngrașamintea asta e foarte respectos de flora batterică sau microorganismi din sol. Și să avem un sol mai sănătos. Produsul Biofer, în punct de vedere de logistica, de încărcare și de împrestiat, e la fel de ușor ca oricare îngrașaminte convențional. Și pur și simplu noi împrestiam îngrașaminte și facem o lucrare superficială, împrestiam îngrașaminte și după mai facem o trecere superficială să incorporăm în teren. Avantajul e și aport de substanță organică și respect de microorganismi vii care avem în teren. La reșerire la planta se vede imediat un efect uniform și o planta sănătoasă, ca să zice, nu îi lipsește nimic. Și mai important, o plantă echilibrată. O plantă echilibrată e mai ușor să le ținem din punct de vedere sanitar, sănătoasă. Noi suntem mulțumiți de produsul Biofer. De la RVA.